Gala Blues Jazz Camo din acest an reunește în 28 și 29 septembrie 2024 artiști consacrați ai genului din țări precum SUA, Anglia, Franța, Olanda, Ungaria și România. Prima seară a galei aduce în fața publicului un super grup de blues jazz fusion, alcătuit din artiștii Bega Blues Band, gazda evenimentului, și Postscriptum. De la ora 19 în grădina de vară vor cânta Maria Chiorean voce, Lucian Naghi instrumente de suflat și percuție, Mircea Bunea chitară, Tony Kuhn claviaturi, Johnny Bota bas și invitatul Sasha Bota violă și vioară, alături de membrii Postscriptum, bateristul Mihai Farcaș, pianistul Dorul Apreotesei și basistul Victor Miclăuș. De la ora 20, Ramona Horvat and Sol Rebin Quartet SUA sunt cei care vor încânta publicul iubitor al genului. Chitaristul Sol Rebin ocupă un loc important în jazzul newyorkez. Seara se încheie cu North Sea String Quartet, quartetul olandez de coarde al momentului în jazz. Artiștii quartetului pun într-o nouă lumină instrumentele cu coarde prin improvizațiile lor, stilurile de interpretare inovatoare și compozițiile sensibile și unice, inspirate de diferite stiluri muzicale. Intrarea la concertele galei de blues jazz Camo este gratuită. În caz de vreme nefavorabilă, concertele vor avea loc în sala Capitol.